Mai bine lasă-mă așa cum sunt singur, da? Cosmin, singur? Nu prea cred. Imediat după ce am divorțat, nici două luni n-au trecut și tu ți-ai adus o doamnă în casă. Deci te rog frumos. Auzi, și ce treabă ai tu cu viața mea? Aici am stat noi, până când mami și tati au divorțat. Mama a ales să nu mai facă parte din casa asta. Și ea a ales ca să plecați de aici. Tot ceea ce aveți voi aici este al vostru, numai dacă rămâneți aici. Tu trebuie să-i spui doamnei respective că vrei să rămâi cu mine și cu Cristina. Îți dorești ca și Cristina să fie mama ta. Pentru că la mama ta acasă, tu nu ai condițiile pe care le ai aici. Se poartă urât cu tine, sunt gândaci în casă, nu poți să te joci, nu ai jucării necesare. Din punctul meu de vedere, copiii trebuie să aibă o situație materială mult mai bună. Nu dragostea. Eu după ce am divorțat de tine, da? Eu am rămas singur în casa asta, singur între toți pereții ăștia, da? Nu am avut pe nimeni lângă mine, nu am avut pe nimeni care să-mi spună un lucru frumos sau ceva. Singura care a fost lângă mine după ce m-am despărțit de tine a fost Cristina, da? Tu vrei copiii să o faci pe femeia asta fericită? Copiii ăștia nu-s fericiți decât lângă mama lor. Chiar nu înțelegi? Banii nu cumpără fericirea? Din păcate, sunt din ce în ce mai multe cazuri de divorțuri în care sunt implicați copiii. Adulții alerg să meargă pe drumul lor. Dar copiii, ei ce fac? Cu cine trebuie să rămână? Cu părintele care îi iubește mai mult sau cu cel care le oferă mai mult? Iată o dilemă profund umană. Sunt Ernest și vă invit la o poveste cu o mare încărcătură emoțională. După 8 ani de căsnicie, Teodora este acum o mamă singură care îi crește cu greu în apartamentul mamei sale pe cei doi copii, Mihai și Angela. După divorț, Cosmin, un bărbat care a știut mereu să facă bani, a rămas cu o casă frumoasă și acum încearcă să-și refacă viața. Între cei doi foști soți există însă lucruri nerezolvate. Unde sunt copiii? Trebuia să-mi aduci în fața blocului. Într-o oră trebuie să ajung la film. Copiii sunt la Andreea. Merg imediat și i-aduc. La Andreea? Ce caută la Andreea? Ți-am spus să nu-i mai lași la Andreea. Ce să învețe de la copiii Andrei? Cosmin. Nu au nimic de învățat de acolo. Cosmin, te rog, știu foarte bine cum se educă un copil și cum să am grijă de copiii noștri. Dacă îți păsa atât de mult de noi, aveai și tu grijă să-ți schimbi un pic comportamentul și rămâneai în familia noastră. Familie? Care familie? Cu o femeie posesivă ca tine? Ce familie? Spune-mi și mie, ce familie? Am divorțat acum un an de Cosmin și m-am mutat cu copiii în această casă, care este a mamei mele. Din păcate, la divorț, ei au ales să fie lângă mama lor. Da, a fost decizia mea să divorțez, dar am făcut-o pentru copiii mei, pentru că nu e bine să ne vadă certându-ne mereu. Să rămân în familia asta? Care familie? Cu o soție care mă critică mereu și mereu este nemulțumită? Auzi, știi ce? Mai bine lasă-mă așa cum sunt singur, da? Cosmin, singur? Nu prea cred. Imediat după ce am divorțat, nici două luni n-au trecut și tu ți-ai adus o doamnă în casă. Deci te rog frumos. Auzi, să nu... Auzi, ce treabă ai tu cu viața mea? Ce te interesează pe tine lucrurile astea? Spune și mie, ce te interesează? Este treaba mea ce fac cu viața mea, da? Da, dacă aveam și noi o viață, puteam să fim împreună acum, da? Care viață? Cu o femeie cum ești tu? Asta este o viață? Asta este o relație? Care relație? Care viață? Mereu toată viața tu nu ai făcut decât să mă critici, să mă judeci. Mereu când am avut nevoie de tine, nu ai fost lângă mine. Care viață? Spune. Dar tu ai fost lângă noi? Tu nu ai știut decât să numeri bani, să vezi cât câștig eu și să mă critici tot timpul că și să-mi aduci aminte că tu câștigi mai mult decât mine, că eu nu câștig? Ție ți se pare că eu am avut viața alături de tine? Auzi, știi ce? Tu mereu ai fost o frustrată, da? Și mereu ai vrut tu să fie cum vrei tu. Știi ce? Lasă-mă că n-am chestii de genul ăsta. Unde sunt copiii? Aduc copiii pentru că eu întârzi, da? Fostul meu soț tot timpul mi-a reproșat că nu sunt bună de nimic. Deci nu e ceva nou pentru mine. Îmi pare rău că trebuie să ne pasăm copiii de la unul la altul. Asta este, dar vreau și eu să-i văd crescând. Păi mine la 8 seara am nevoie de ei aici că trebuie să-și facă lecțiile ei. Păi mine, da, bine, hai să mergem. Chiar dacă mai mereu s-au certat, Cosmin și Teodora nu au făcut-o în fața copiilor. Cu sufletul curat, aceștia își iubesc deopotrivă părinții, iar fiecare întâlnire cu tatăl lor este un prilej de mare bucurie și, având posibilități financiare mai mari, Cosmin le oferă mereu copiilor lucruri sau activități de care ei sunt entuziasmați.
fost la film? V-au plăcut? Da, tati, a fost super. Și mie mi-a plăcut, mai ales atunci când păsărâi și-au apărat puii, exact ca o familie. Noi nu mai suntem o familie. Noi... Ce să fac, tati, dacă mami nu mă mai iubește, nu mai vrea să fim împreună? Nu este vina mea. Lasă, tati, o să vorbesc eu cu mami să te iubească din nou. Știți, câteodată, în momentul în care familiile se destramă, nu mai pot fi din nou o familie și fiecare își alege un alt partener. Asta s-a întâmplat și cu noi. Angie și Mihai sunt afectați de divorțul nostru. Când vor fi mai mari, cu siguranță vor înțelege că mama lor a fost de vină. O să vedem, tati, ce o să fie, da? Uite, hai să ne mai jucăm puțin și, pe urmă, ce ziceți, mergem acasă la Cristina? Da! Da? Da! Bine, hai! Repește-se! Da, hai să ne jucăm! Hai! Timpul pe care Cosmin îl petrece cu copiii înseamnă exclusiv distracție, atât de apreciată de cei mici. Și, după fiecare distracție în oraș, urmează întoarcerea copiilor la casa în care s-au născut și au crescut până la divorțul părinților. O casă în care nu mai este mama lor. Hei! Am ajuns! Ce faci, Cristina? Hey, bună! Noi am ajuns! Hai, puciți! Dragul! Cristina s-a atașat de copii, iar ei îi plac foarte mult. Ce mă bucur să vă văd! Uitați, v-am luat niște cadouri. Ție și ție, da? Ce să-mi spuneți dacă vă place. Da. Telefonul care mi l-am dorit? Bani nu e așa lucruri scumpe. Ia, hai, Teodora, ia zi-mi dacă îți place și ție. Ce frumos! Îți place? Da. Mă bucur. De fiecare dată când venim la tati, Cristina ne face cadou. E tare drăguță. Ia mai frumos rochea ta. Mulțumesc, uite, când o să crești mare, promit că o să-ți iau și ție una, da? Wow! Ce frumos e, vezi? Da. Îți place? E fix culoarea care îmi place. Da? Mă bucur. Am o relație foarte specială cu copiii iubitului meu. Îi cunosc încă de la începutul relației mele cu el. M-am mutat în această casă la 2 luni după ce m-am cunoscut cu Cosmin. Mihaiță, ție îți place telefonul? Da, foarte mult. Mulțumesc. Zi, tati, ție îți place rochia care mi-am luat-o? Hai, ia fugiți voi sus și vedeți că v-am mai luat câteva jucării să vă jucați cu ele, da? Sunt niște cadouri. Yeah. Ia, hai, fugiți! Ți-ți place rochea de mi-am luat-o? Cum să nu-mi placă? Normal că îmi place. Ești foarte sexy în ea. Vezi? De aceea te-am ales eu pe tine. Am o relație cu Cosmin de aproape un an. L-am cunoscut prin intermediul unor prieteni. Degeaba sunt frumoasă dacă nu pot să fac copii. Nu mai spune așa, nu te mai gândi la asta, o să vezi că totul o să fie bine. Ai încredere. Da. Nu mai vreau să fii neliniștită. Trebuie să ai încredere, o să vezi, se va rezolva totul de la sine. Nu i-am ascuns faptul lui Cosmin că nu pot face copii. Probabil din cauza asta ne-a apropiat și mai mult. Am încercat o grămadă de tratamente și nu am reușit. Nu-ți mai face probleme, nu-ți mai face griji. Ai încredere, o să fie totul bine, o să vezi. Uite la noi, deci când vin ei, ne se umple casa de bucurie și de fericire și... îmi doresc să rămână cu noi. O să facem tot posibilul să-i aducem în casa asta și să rămână pentru totdeauna lângă noi. O să iau de lângă maica sa aia. Îmi plac foarte mult copii, în special cei lui Cosmin. Sunt adorabili și mi-ar place foarte mult să-i creștem noi. Hai să ne petrecem mai mult timp cu ei. Hai! Copii! Hei, ce faceți? Hey, bine! Vă bucurați că v-ați întors la noi? Da! Da? Da? Bravo! Ți-a plăcut telefonul? Da, foarte mult! Cât de mult? Cel mai mult! Da? Foarte bine! Este al tău! Dar să știi că o să te joci cu el doar aici! Da? Măcar jumătate din jucării putem să le luăm la mami? Nu putem să luăm nimica la mami. Toate jucăriile vor rămâne aici și voi puteți să rămâneți să vă jucați cu ele cât vreți voi. Aici am stat noi până când mami și tati au divorțat. Tati, ce mi-aș dori ca camera asta să fie din nou camera mea? Știu, tati, dar mama a ales să nu mai facă parte din casa asta.
și ea a ales ca să plecați de aici. Tot ceea ce aveți voi aici este al vostru, numai dacă rămâneți aici. Rămâneți cu mine, plecați de la mami și rămâneți cu mine. Da, tati, vreau să vină și mami aici, să fim o familie, împreună, cu tot cu Cristina. Să fim toți cinci, împreună. Tati, nu avem cum să stăm toți împreună, și cu mami și cu Cristina. Nu se poate lucrul acesta. Mi-este tare dor de camera mea, de toate jucăriile de aici. Uite, dacă vreți, pot să fiu mama voastră. Dar cum așa? Se pot schimba mamele așa pur și simplu? Oricum, Cristina cred că ar fi o mamă tare drăguță, e foarte frumoasă. Da, dacă chiar vă doriți lucrul acesta, Cristina poate fi mama voastră. Pentru că ea vă iubește foarte mult. Și toate jucăriile astea și tot ce aveți aici va fi numai și numai al vostru. Și vom fi o familie fericită, toți patru. Nu știu sigur dacă pot să-ți schimb mama. O să o întreb pe mami când o să ajung acasă. Bine, o să ne mai gândim dacă schimbăm mamele. Până atunci, hai să ne jucăm. Da. Haide, cu ce vreți să începem? Cu mânușile. Cu mânușile. Vreau și o mânușă. Hai cu jucăriile. Cine îmi dă o mânușă? Uite. Așa. Hai. Profitând de inocența copiilor, Cosmin și Cristina apelează la șantajul emoțional. În lupta bărbatului cu fosta lui soție, Mihai și Angie pot fi cu ușurință transformați în victime. Așa, bravo! Nu-i așa că ea este cea mai minunată mamă? Da! Da, bravo! Da. Și vreți să rămâneți cu noi? Da! Este super! Este! Îmi doresc să o fac fericită pe Cristina. De aceea îmi doresc ca cei mii să rămână cât mai mult timp la noi. Hei, ce faceți? Ce distracție aici pe voi? Haideți, luați-vă bagajul că trebuie să vă duc la mare. Așa repede a trecut timpul. Vrem să mai stăm. O să veniți weekendul viitor, da? Păi uite, dacă venim weekendul viitor, hai să ne luăm jucăriile care ni le-au dat. Nu, nu, jucăriile nu pot să vi le dau să le luați acasă la mami, pentru că la mami este mizerie, sunt gândaci. De fiecare dată când veniți aici, veniți și vă jucați cu ele, sunt ale voastre, nu vi le ia nimeni. Tati nu le dă niciodată jucăriile care le cumpără acasă la mami, sunt foarte supărat. Cosmin spune că nici nu are condiții în apartamentul ei pentru a crește copii și în plus nu prea îi place curățenia. Chiar nu vi le dau. Nu vreți să rămâneți mai bine aici să vă jucați cu ele? Hai să rămânem aici, Mihai. Vrei? Da, vreau! Vrei să rămâneți la noi? Da! Da, ce mă bucur! Uite, știi cum facem cel mai bine? Hai să sunăm pe mami și spuneți că voi nu mai vreți să mergeți acasă și vreți să rămâneți la noi. Și să vă jucați cu jucăriile, da? Da! Bine, hai, scoate telefonul și hai să sunăm pe mami. Cosmin și fosta lui soție nu prea s-au înțeles în timpul mariajului, dar pe mine nu mă interesează lucrurile astea. Pe mine mie îmi pasă să stau cât mai mult timp cu copiii. Angie, fii atentă, îi spui lui mami că nu vrei să mergi la ea acasă pentru că sunt gândaci, este mizerie. Tu vrei să stai aici, să te joci cu jucării, da? Să stai cu Cristina și cu mine. Da. Și să ne jucăm, pentru că aici este casa voastră, da? Da. Uite, eu chiar acum o să sun pe mami, da? Și să vorbim cu ea. Ia, să vedem dacă sună și... Alo, Teodora, uite, copiii vor să vorbească ceva cu tine. Mami, noi vrem să mai stăm, pentru că la tine sunt gândaci, e mizerie și... Cum poți să spui așa ceva? Cine a spus așa ceva? Cum să fie mizerie la noi? Dă-mi pe tati, te rog. Bine, tati, ia. Vrea mami să vorbească ceva. Copiii au zis că vor să rămână aici la noi pentru că aici se simt cel mai bine. Nu, copiii se simt foarte bine la noi. Ei vor să se joace cu jucăriile. Știi foarte bine că și Cristina îi iubește foarte tare și copiii vor rămâne la noi, da? Hai, pa! Deci, rămâneți la noi! Da! Da! Este! Am văzut fericirea în ochii Cristinei. Mă bucur foarte mult că Angie și Mihai vor rămâne aici până la sfârșitul vacanței, cu noi. De data asta vom rămâne la tati. Știu că lui mami va fi dor de mine, dar vreau să mă joc cu jucăriile.
Ce vrei să ne jucăm? Cu jocul ăla nou care mi-ai cumpărat. Da, hai. Hai. Da, da. Da. Cine este primul? Haide. Eu sunt. Hai. Eu. Partea bună este că o să fiu aici cu sora mea. Nu o să-mi lipsească mami foarte mult. Știind cu cine are de-a face, Teodora conștientizează pericolul de a-și pierde copiii. De aceea, decide să lupte pentru ei. Da, da? Bună ziua! Vă rog, se poate? Am vorbit, da, la telefon mai devreme cu Denise, din partea Denisei. Sigur. Intrați, luați-o. Uf, nici nu știu de unde să încep și să vă explic, pentru că am mare nevoie de ajutorul dumneavoastră. Ideea e în felul următor. Eu am fost căsătorită timp de 8 ani de zile cu soțul meu și acum un an am divorțat, ce-i drept că avem custodie comună, dar nu știu ce se întâmplă cu copiii mei, cred că soțul meu vrea să ia înapoi, să vrea să-i țină doar pentru el și nu e corect așa ceva. Trebuie să iau măsuri, tocmai de aceea am venit la acest avocat recomandat de prietena mea cea mai bună și sper să găsim soluția cât mai repede și să scap de toate lucrurile astea. Mă trata ca pe o sclavă și pe mine și pe copiii mei, ne ținea numai din scurt așa, trebuia să facem numai ce zice el, numai când zice el. Gândiți-vă că nu ne lăsa să ne spălăm, trebuia să ne spălăm la ore fixe, trebuia să mâncăm numai ce ne aduce el. E adevărat că el câștiga mai mulți bani ca mine, dar nu e normal să niște copii au nevoie de mâncare, de mâncare diversificată. N-aveam voie să mâncăm carne sau n-aveam voie că nu era zi de carne și totul era strict și nu... Dacă vreau să le citesc copiilor, gândiți-vă, să le citesc o poveste copiilor, trebuia să-mi cumpăr o lanternă, să am eu separat o lanternă, pentru că nu ne lăsa să dăm... Păi, nu știu, gândiți-vă că am trăit niște clipe și... Liniștiți-vă, cred că sunteți într-o stare de stres... Acum sunt foarte normală. Disperată pentru că copiii mei în vacanțe se duc la el, în momentul ăsta sunt la el și tocmai ce m-au sunat și mi-au zis că ei nu mai vor să vină acasă, că cred că taică-su le bagă numai prostii în cap, zic că acasă nu le e bine, că nu le place mâncarea, că ei vor să rămână la tăticu, că tăticu are bani, le cumpără tot felul de jucării, adevărat că eu nu-mi permit. Și acolo, totuși, aveau fiecare camera lor, aveau alte condiții, sunt de acord cu asta, dar ei sunt copiii mei și îi iubesc și îi cresc așa cum pot și cum îmi permit. Dar asta nu înseamnă că nu trăiesc bine alături de mine. Da, înțeleg, afecțiunea părintească, nu... Partea materială nu poate suplini afecțiunea părintească. Eu vă înțeleg. Gândiți-vă că am... Dar vă pot spune și ca avocat profesional. Domnule, cât am stat la el în casă, el nici măcar nu s-a interesat de copii. Nu avea grijă decât de cheltuieli, să avem grijă să nu consumăm. Da? Nu venea, nu le-a citit odată o poveste. Nu făcea nimic pentru ei. Eram singura care mă ocupam de ei și tot nu era bine nici așa. Mi-am dat seama că fostul meu soț vrea să-și recupereze copiile pe căi nedrepte. Eu ca om vă înțeleg și sunt întru totul alături de dumneavoastră. Dar trebuie să fiu și profesional ca avocat. Pentru că n-aveți nevoie de sprijinul meu doar uman. Și profesional ca avocat. Pentru că se va ajunge sigur în instanță. Este nevoie de dovezi. Aveți nevoie de dovezi ca să avem cu ce să luptăm pentru dreptatea aceasta dumneavoastră. Ce fel de dovezi? Dovezi din care să reiasă faptul că tatăl copiilor face un fel de manipulare asupra mentalului copiilor, întorcându-i împotriva dumneavoastră. Și orice judecător își va da seama că un om matur față de un copil are cu o întreagă pleiadă de tehnici de manipulare ca să îi întoarcă împotriva dumneavoastră. Pot să dau un telefon, vă rog? Da, sigur, vă rog. O să încerc ceva. Orice credeți că ne poate fi de folos. Alo, da, mami? Alo, bună, Mihăiță, ce faci? Ok. Ia, auzi? Am auzit eu că tati ți-a luat ție un telefon nou. Da. Ia, tati e pe lângă tine? Nu. Am înțeles. Auzi? Am și eu o rugăminte. Vreau și eu să văd cât de bun e telefonul ăsta al tău, cât de bine filmează. Crezi că poți să-mi faci și mie niște filmări pe acolo când te joci tu cu tati, cu Angie, când vă jucați împreună?
Poți să-mi faci și mie niște filmări? Da? Mulțumesc. Dar auzi, vezi să nu te vadă tati sau Angie, să fie doar așa pentru noi, să fie un secret al nostru. Vrei? Ok. Bine, mami. Te pup. Ești bine? Să știi că mi-e dor de tine și te aștept acasă. Da? Ok. Bine, te pup. Pa. Bine, pa. Ce să facem? Uneori, ca să ajungem la dreptate, trebuie să... Am ajuns să copiii ca să fiu cu ei. Da, nu, trebuie să aplicăm și metode mai puțin ortodoxe. Ce să facem? Asta e realitatea. Realitatea vieții ne obligă la astfel de manevre. Să sperăm că Mihaiță se va descurca și va face ce l-am rugat. Cum aveți aceste dovezi, vă întoarceți și suntem sper optimiști să... și sper să fie încercați bine. Să vă păstrați... Vă mulțumesc și îmi cer scuze că am venit și am... Dar chiar sunt disperată, chiar nu știu ce să fac. Vă înțeleg. Vă mulțumesc frumos. O zi bună vă doresc. Mai bine. Cosmin și iubita lui știu că la această vârstă cadourile îi cuceresc pe copii, care nu au încă puterea să înțeleagă ce este cu adevărat important. Da? Așa. Ce este? Un DVD player. E o baterie externă pentru laptop? Da, ai ghicit. În tot acest timp, Teodora așteaptă un semn de la Mihai. În el își pune speranța că îi va da ce are atât de mare nevoie. O dovadă a manipulării fără scrupule a lui Cosmin. Cum facem să rămână copiii pentru totdeauna la noi? Îmi doresc să fie copiii mei. Mai sunt 2 zile și se termină vacanța. Mă doare sufletul când știu că trebuie să plece la mama lor. Stai liniștită, că de asta o să mă ocup eu. Am vorbit cu un avocat foarte bun. O să apelez la protecția copilului și totul se va rezolva. Ai încredere în mine. Copiii vor rămâne ai noștri în casa asta. Cum o să rezolvi? Cum o să rezolv? Sunt doar niște copii. Știi care este cel mai important lucru? Și cel mai esențial? Manipulare. Crede-mă, de ce crezi că le cumpăr eu mereu jucării? De ce crezi că le-am cumpărat smartphone-uri? De ce crezi că fac toate lucrurile astea? Pentru a-i manipula și automat vor spune fix ceea ce vrem noi. Și vom câștiga, o să vezi. Când va veni femeia aia, eu voi vorbi cu ei și ei vor spune fix ce vrem noi. Am decis să apelez la autorități pentru a-mi lua copiii înapoi. Vreau să o fac pe Cristina cea mai fericită. Ea își dorește foarte mult să avem copii. Trebuie să ai încredere, lasă totul pe mine. Noi avem bani, putem cumpăra pe oricine. Nu o să ai o săracă. Bine, ai încredere. Vreau copii. O să-i avem. Copiii sunt ca și ai noștri. Restul sunt detalii. Dacă nu poate face copii, îi voi da pe ai mei. Ea este o mamă extraordinară. În schimb, Teodora nu poate fi o mamă pentru copiii mei. Cristina este cea mai potrivită. Îmi promiți că o să-mi aduci mie copii? Asta mă face cea mai fericită. Îmi doresc să am copii. Stai liniștită că se va rezolva. Tot ce fac, fac pentru tine. Ca să te văd pe tine fericită. Și copiii vor fi ai noștri. Vor fi în casa asta. Tu vei fi fericită alături de ei. Alături de copiii noștri. Da? Stai fără nicio problemă. Bine. Hai să mergem la ei. Hai. S-a auzit. Unde sunt copiii mei? Te rog frumos să te duci acum să-mi aduci copiii. Unde sunt copiii mei? Ce cauți în casa mea, femeie? Ești nebună? Casa ta nu e casa ta, e casa copiilor noștri. Du-te și adun copiii, te rog frumos acum. Băi, femeie, copiii sunt copiii mei. Când eram cu soția mea, copiii mei nu aveau un program normal, ca orice om. Se culcau la orice oră, se trezeau la orice oră, mâncau la orice oră. Tu nu ai fost și nu ești mamă pentru acești copii. Copiii aceștia trebuie să rămână Cosmin la mine în casa asta. Ai înțeles? Cosmin! Ăsta este adevărul. Nu ei pot... trebuie să rămână aici.
Cosmin, nu ai cum să spui că eu nu am fost și nu sunt mamă pentru copiii ăștia. Eu i-am ținut în pântece copiii ăștia. Eu m-am chinuit, eu i-am născut cu operații. Cosmin nu îmi pare a fi un om zgârcit. Într-adevăr, eu am crezut că e mai calculat, având în vedere că ținea contul la bani. Dar mie mereu mi-a cumpărat cadouri. Până acum, Cosmin a reușit să se prefacă, pozând într-un tată perfect. Dar cu fiecare zi care trece, bărbatul îi vine din ce în ce mai greu să-și ascundă adevărata sa natură umană. Mai lasă și tu televizorul ăsta. Consumă prea mult curent. Și tu ce faci cu telefonul ăla? Mai lasă telefonul ăla, te joci. Lasă-l, Cosmin, lasă-l. Dar bine l-am luat, e încântat de telefon. Dar prea multe telefoane, prea multe televizoare, consumă curent. În seara asta facem o excepție. Sunteți bucuroși că ați rămas aici? Da. Da? Cât de bucuroși sunteți? Foarte mai. Da? Da. Și nu vreți voi să rămâneți definitiv aici? Ba da. Ba da. Da, tati, eu aș vrea. Tu ce spui, Mihai? Vrei? Da. Vreau și eu. Copiii sunt prea mici pentru a-și da seama că mama lor nu le oferă ceea ce au nevoie. Cu mami, o lăsăm singură așa? E, las-o pe mami, că mami poate să stea și singură. Și vă poate vizita o dată pe săptămână? Da. E mai bine așa. Nu vreți? Pă da. Bine, fii atentă. Cum facem? O să vină la un moment dat o doamnă la noi, da? Ce doamnă? Nu contează ce doamnă. O să vină o doamnă și o să vă pună niște întrebări și o să vă întrebe de ce vreți să rămâneți la noi, da? Și voi trebuie să-i spuneți că la mami este mizerie, nu aveți jucării, se poartă urât cu voi, nu aveți toate condițiile de aici, da? Da. Și îi spuneți doamnei respective că voi vreți să rămâneți cu mine și cu Cristina, pentru că voi asta vă doriți, da? Nu e așa, Mihai? Da. Tu asta îți dorești și tu? Da. Bun. Pentru că Mihai este mai mare, da? O să lăsăm pe Mihai să vorbească cu doamna. Lasă și tu telefonul ăla cât vorbesc cu tine. Tu fii atent la mine ce-ți spun aici, da? Deci tu trebuie să-i spui doamnei respective că vrei să rămâi cu mine și cu Cristina. Îți dorești ca și Cristina să fie mama ta. Pentru că la mama ta acasă, tu nu ai condițiile pe care le ai aici. Se poartă urât cu tine, sunt gândaci în casă, nu poți să te joci, nu ai jucării necesare. Așa, asta trebuie să-i spuneți. Dar cum să spun așa ceva? Nu este adevărat. Lasă, bata, este adevărat. Doamna respectivă o să vă întrebe niște lucruri și voi trebuie să răspundeți. Nu contează ce lucruri sunt, sunt lucruri de oameni mari oricum. Da? Dacă nu îi spui ce ți-a zis tati să-i spui la doamna aceea, nu să te lase doamna aceea să mai vii aici. Și nu o să vă mai bucurați deloc de ceea ce aveți. Nici de telefon, nici de jucării, nici de absolut nimic. Manipulați, șantajați, debusolați de tot ce li se întâmplă, copiii par convinși că trebuie să mintă. Teodorei nu-i rămâne decât să se roage și să spere prin lacrimile ei de mamă la o minune divină. Hai, nu pot să cred, cum poate să înveți așa ceva? Trebuie neapărat să iau măsuri. Cei doi au pus totul la cale și acum fac planurile pentru viitor, imaginându-și o viață perfectă. Doar că ei nu înțeleg de ce este capabilă o mamă care simte că își poate pierde copiii crescuți atât de greu. Vezi ce frumos, dormi? Așa am adormit și eu copiii. Păi, a adormit că le-ai făcut toate poftele și ai împlimbat toată ziua și ne-am jucat cu ei. Lasă că și tu le-ai făcut toate poftele.
Chiar aia ești o mamă bună, să știi. Iubesc copiii foarte mult. Știu lucrul ăsta. Tocmai de aceea vor fi copiii noștri cât de curând. Ce s-a auzit? Unde sunt copiii mei? Te rog frumos să te duci acum să-mi aduci copiii. Unde sunt copiii mei? Ce cauți în casa mea, femeie? Ești nebună? Casa ta nu e casa ta, e casa copiilor noștri. Du-te și adu-mi copiii, te rog frumos acum. Băi, femeie, copiii sunt copiii mei. Da? Sunt copiii sunt la mine noștri, în casă. Nu există copiii tăi, că nu i-ai făcut singur. Eu i-am purtat în pântec, eu am avut grijă de ei. Credeai că n-o să aflu adevărul? Ce adevăr să afli? Uite aici, poftim, uite adevărul. Adevăr? Cum poți să-mi înveninezi copiii și să le spui toate minciunile astea? Cum adică o să vină protecția copiilor? Că eu îmi bat copiii. Când vreodată mi-am bătut eu copiii, mincinosule? Vedeți? Aceasta este fosta mea soție. O femeie colerică cu care nu te poți înțelege. Eu nu accept nimic. Eu cum adică nu... ești aici lângă el? De ce nu l-ai oprit când a spus așa ceva? De ce nu l-ai... Cum adică? Tu nu vorbi despre mine, că tu nu știi problemele mele. Problemele tale sunt faptul că ai, primești aici în casa asta, stai în casa lui și primești doi copii cărora le băgați numai prostii în cap. E tatăl lor. Dar are și eu sunt mama lor. Eu sunt mama lor. Chiar dacă a primit acel filmuleț de la Mihăiță, putea să stea acasă, să vină la o oră decentă, nu acum. Da? Da, bun, dar nu bun. Te interesează chestia asta. Cum să nu mă intereseze când tu îi spui copilului meu să-i spună doamnei de la protecția copil, ascultă, tu ai spus, nu eu. Auzi, tu toată viața ai fost o mahalajoaică și nu ai făcut decât să stai să te cerți. Așa, din cauza cui sunt mahalajoaică, cum poți să accepti așa ceva? Ce să accepti? Copiii când sunt și copiii mei. Când tu înveți copiii la prostiile de genul ăsta? Nu, nu te îi înveți la prostii. Te rog să te duci să-mi aduci... Nu, nu sunt prostii. Ți se pare o chestie foarte logică că tu îi înveți pe copii că eu îi bat? Unde vezi tu logica? Da, nu mai minciuni le bagi în cap, de-aia vin în fiecare săptămână acasă și zic că e urât la mine. Da, pentru că așa este. Pentru că așa este, este urât. Crezi că dacă n-am canapea de piele acasă, e urâtă canapeaua mea? Nu, e o canapea plină de dragoste, acolo stăm și ne iubim. Lucru pe care tu nu l-ai făcut. Auzi? 8 ani de zile cât am stat lângă tine aici. N-ai făcut așa ceva, n-ai știut decât să numeri bani și să-mi scoți ochii. Că eu mergeam la un serviciu mai prost ca să stau acasă cu copiii mei. Auzi, tu nu poți să le oferi copiilor absolut nimic. Tu nu poți să le oferi o școală dragoste. Bună. Tu nu poți să le oferi nimic. Tu faci numai mahalajeică. Copiii nu se, cresc numai în școală. Copiii se cresc și cu dragoste. Cosmin are dreptate. Copiii nu pot trăi cu ea. Este o mahalajoaică. Cu dovezile astea o să reușesc să-l țin pe Cosmin departe de copiii noștri. Care dragoste? Care le ofer eu? Tu le ofer numai minciuni. Nu, nu le ofer minciuni. Dar ce le ofer?
Buni răi sunt copii care trebuie să știe ce înseamnă ce e rău și ce e bine în viață. Și unde îi învățați voi dacă țipați unul altul și ei dorm sus? Și cum crezi că putem să învățăm dacă domnul de aici de față îi învață că eu îi bat să spună minciuni la protecția acolo? Ce prostii eu sunt astea? Eu nu știu ce este dacă trebuie. Nu ai existat tu în viața noastră, dacă am făcut eu nu aș fi o existat fericită în viața voastră, tu nu ai mai fi avut copii ăștia. Da, bun, ce a fost între noi a fost, da? Okay. Tu nu ai fost demnă de a fi o nevastă, o soție. Așa. Și nu ești demnă pentru de a fi mamă. Nu accept, da? Să fiu sclavă și călcată în picioare și să fiu trăită numai în comunism, după program, la ora 8, stingerea. Tu știi ce înseamnă să citești copiilor ăștia povești cu lanterna, domnișoară? Nu știi. E, o să vezi mai încolo. Oare are dreptate femeia asta? Eu l-am văzut pe Cosmin că e mai econom, dar oare să fie atât de grav? Au, știi ce? Lasă-mă nu cu prostiile astea. Nu au, știi ce? Spune-i, fetii, adevărul. Spune-i cine ești ca să știi la ce se așteaptă. Pentru că trezești copiii. Păi copiii trezești, da? Și iau acasă. Nu, stai, nu iei pe nimeni acasă. Cu copiii dovada asta, iubițel, cu dovada asta copiii nu mai rămân nu, în casa nu asta. Nu, tu nu să iei niciun copil. Acum pentru că vrei să spun un lucru. Am bani, am putere, am absolut totul. Nu te și copiii vor fi ai mei. Da? Atâta vreme cât judecătorii vor vedea ce înveți tu copiii, nu te vor salva cu nimic. Îi înveți numai prostii și numai minciuni. Ține minte ce ți-am spus eu în momentul ăsta și în seara asta. În momentul ăsta eu mă duc și-mi iau copii și nu o să-i mai vedeți iubito, niciodată. Nu băga în seamă, nu băga în seamă. E o nebună, toată viața a fost. Uite în halul ăsta. Unde te duci? Vino cu ace. Unde te duci? Să-mi iau copii! Nu ții niciun copil, da? Uite-te și tu ce s-a întâmplat acum. Este adevărat tot ce a zis femeia asta despre tine? Cum să poți să lași copiii fără lumină și să nu-i lasă mănânce seara și să nu mănânce carne? Cum, cum să fie adevărat? Ai fost căsătorit cu ei, mama copiilor tăi? Imposibil să nu știe lucrurile astea. Și acum s-a dus și o să ia copiii. Nu o să ia niciun copil. Stai. O să ia pentru că e mama lor și are tot dreptul. Nu o să ia niciun copil. Ai încredere în mine. O să mă duc, o să vorbesc la poliție. Nu o să ia niciun copil. Tu cum poți să crezi ce spune femeia asta? Femeia asta toată viața a mințit. Nu a făcut altceva decât să fie un nimeni. Înțelegi? Regret. Da, dar uite, ne-am copii. Eu doresc copiii foarte mult. Da, copiii vor fi ai noștri, da? Așa cum ți-am spus. Copiii vor fi ai noștri. Eu o să iau legătura cu avocatul și totul se va rezolva. Te rog să te calmezi. Cum să se rezolve? Are și o filmare cu tine. Lasă, nu mă interesează filmarea aia. Filmarea aia e egal cu zero pentru mine. Liniștește-te. Ți-am deci spus, nu, eu vreau copii. O să ne ia copii acum. Nu o să ne ia niciun copil, înțelege-mă. Nu o să ne ia absolut niciun copil. Dacă nu voi recupera copiii, Cristina mă va părăsi. Ea își dorește foarte mult acești copii. Trebuie să fac ceva. Haideți, copii, spuneți-i la revedere lui tati. În viața ta nu o să mai vezi copiii ăștia pentru ce ai făcut. Știu că este târziu, dar a trebuit să-mi iau copiii. Nu-i mai puteam lăsa acolo, mai ales după ce am văzut filmul pe care mi l-a trimis Mihăiță. A trecut câteva zile de când Teodora i-a luat pe copii din casa fostului soț, timp în care a avut răgazul să se sfătuiască cu avocatul ei. Asigurată că nu are cum să piardă copiii, decide să îl înfrunte pe Cosmin pentru a clarifica lucrurile. Cosmin, o să ai curaj vreodată să recunoști și să le spui copiilor noștri ce fel de tată ești și cât curaj ai avut tu să-i minți atât de multe lucruri despre mine. Cum să înveți tu copiii ăștia că eu sunt o mamă rea, că îi bat? Cum poți să le bagi așa ceva în cap copiilor? Că ori să crească copiii, tu nu te gândești la lucrul ăsta, copiii noștri ori să crească și ori să vadă cu ochii lor care este adevărul. Adevărul? Da. Adevărul este cel pe care îl știu și cel pe care ți l-am arătat și ție. Tu nu ai fost în stare să le oferi nimic copiilor ăstora. Am venit în seara asta aici pentru că toată lumea trebuie să afle adevărul despre soțul meu și cum este el de fapt. Din punctul meu de vedere, copiii trebuie să aibă o situație materială mult mai bună. Nu dragostea. Cosmin, gândește-te că de când au început școala, tu nu ai făcut absolut nimic pentru copiii ăștia decât să iei în weekenduri și să-i duci la cinematografe și în parcuri de educația lor școlară cu care vrei să spui că vrei să-i faci oameni mari. Tu nu te-ai ocupat de asta. Nu ai făcut decât să întorci copiii împotriva mea. Pentru școală? Da. I-am dus la o școală foarte bună, le-am angajat meditator, le-am oferit absolut totul, tot ce și-au dorit ei. Care meditații, Cosmin, copiii noștri în weekenduri nu-mi spun decât mami, am fost la cofetărie, în mall și la cinematograf și în parcuri. Altceva da, nu spun copiii. Și vin acasă și spun... Duci acolo. Ți se pare că copiii mănâncă camere sănătos în mall-uri și în restaurante? Copiii mei s-au învățat să mănânce numai la restaurante, la fast food-uri și vin acasă și spun că nu le place mâncarea. Pentru că nu au ce mânca la tine. Când eram cu soția mea,
Copiii mei nu aveau un program normal, ca orice om. Se culcau la orice oră, se trezeau la orice oră, mâncau la orice oră. Nu, eu vreau ca ei să crească sănătos, să aibă un program strict în care să le ofere stabilitate, atât psihică, cât și din punct de vedere material, să nu le lipsească absolut nimic. Cum de asta, nu să spui, îi vezi tu că arată a copii subnutriți? De unde ai spus tu chestia asta? De unde ai ajuns tu la concluzia? Copiii noștri nu au ce mânca. Uită-te la Mihai cât de slăbuț e la vârsta Mihai lui. Este slăbuț pentru că practică un sport, da? Și pentru că asta este statura lui. Ți se pare că tu ești mai gras? Cu cine ai vrea să semene așa de gras? Eu la vârsta lui eram mai gras, dar nu contează asta, știi ce? Tu nu ai fost și nu ești mamă pentru acești copii. Copiii aceștia trebuie să rămână, Cosmin, la mine în casa asta. Ai înțeles? Cosmin! Ăsta este adevărul. Nu ei pot... trebuie să rămână aici. Cosmin, nu ai cum să spui că eu nu am fost și nu sunt mamă pentru copiii ăștia. Eu i-am ținut în pântece copiii ăștia. Eu m-am chinuit, eu i-am născut cu operații. Da, despre ce bine. Vorbești? Sunt de acord cu tine. Și i-ai tu ce ai făcut în tot dar timpul cine ăsta? I-a crescut? În 8 ani de zile, eu i-am crescut. Ai stat tu cu ei? Ai stat tu cu ei? Lucrurile astea se întâmplă de câteva și se întâmplă numai 2 zile pe săptămână, să ne înțelegem. Tu știi ce înseamnă să stai zi de zi lângă un copil? Știi ce înseamnă să-l iei de mână, să te duci cu el la doctor, să te duci să-i faci vaccinul, să te duci la școală, să vezi ce se întâmplă, să faci lecții cu ei, știi tu? Ei, tu știi că să-i știu, și chiar dacă nu știu, voi învăța. Copiii au nevoie de tine, n-au nevoie de meditatori. Copiii tăi au rezultate minunate, fără meditatori, n-au nevoie de lucrurile ești astea. Au de asta? Nevoie de tine. Ești au nevoie de susținere din partea ta. Da. Fostul meu soț îmi dă pensie alimentară 400 de lei. Gândește-te bine, cum poți crește 2 copii cu 400 de lei? Cosmin nu îmi pare a fi un om zgârcit. Într-adevăr, eu am crezut că e mai calculat, având în vedere că ținea contul la bani. Dar mie mereu mi-a cumpărat cadouri. Crede-mă că îi susțin foarte bine. Ce vrei? Copiii să stea într-un apartament la maică ta de 2 camere? Uite ce le ofer. Le ofer o casă, le ofer cadouri, le ofer absolut tot ce își doresc. Da? Absolut tot. Copiii nu cresc cu cadouri. Copiii or să crească, eu ți-am mai spus lucrul ăsta. Copiii or să crească și o să vadă că nu cadourile sunt cele trebuie lor. Nu, eu îmi iubesc copiii, așa cum îi iubește și Cristina. Noi ne iubim copiii. Cum poți să spui, Cosmin, așa ceva? Ție chiar nu ți-e rușine? Cum poți să spui că femeia asta o să-ți iubească copiii? Doamna, dumneavoastră, nu vă băgați. Ce căutați în casa mea? Ce au venit să aflu adevărul, Cosmin. Care de 2 ani o chinui pe Teodora. De 2 ani chinui niște copii. Nu, ea mi-a mâncat zilele. Nu e adevărat, copiii ăștia sunt piesele voastre de șah. Nu, copiii ăștia sunt copiii mei. Când la tine sunt și copiii ei. Da? I-ai purtat un pântec, i-ai născut-o. Tu plecai la serviciu să faci bani. Așa. Cine a avut grija lor? Teodora, da? Și spui că e o mamă rea? Pentru care motiv e? Da, este, de ce? Este. Pentru că nu are grijă de copii, pentru că nu interesează, pentru că nu le oferi nimic. De unde știi tu? Ai fost vreodată la școală să le vezi rezultatele? Da, și sunt rezultate bune, da? Ai fost sunt tu rezultate. Cu ei? Da, am fost. Să știi și tu, copilul trebuie să-și trăiască copilăria. Eu știam că tu ești un zgârcit, dar nu chiar așa. Doamne, ce vă băgați? Ce treabă aveți sunt treaba asta? Sunt bunica copiilor. Și ce dacă sunteți bunica? Stați la cratiță acasă. Dacă... Mi-ai chinuit nepoții, mi-ai chinuit fata. Nu, 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 ea m-a chinuit pe mine. De ce te-a chinuit? Cât de ce toată căsnicia noastră. Îi restricționai de la joacă, de la mâncare, de la lumină, de la televizor. Copilul trebuie să-și trăiască copilăria. Nu, un copil nu trebuie să stea toată ziua în fața televizorului. Dar nu trebuie să stea în fața telefonului. Un copil trebuie să învețe. Un copil trebuie să aibă mese regulate. Un copil trebuie să aibă un program. Nu un haos cum se întâmplă în casa voastră. Așa crezi tu că o să crească un copil? Da. Copilăria lui unde? Când va fi mare? Copilăria lui eu ofer. Eu. Tu crezi că toată casa asta, jucării, cadouri, plușuri, înlocuiesc dragostea de mamă sau copilăria? Copilul trebuie să se joace, să ducă în comunitate, să aibă program liber. Dragostea de mamă i-o poate oferi Cristina. Da, o dragoste pe care nu i-a oferit-o nimeni. Cristina e capabilă să-i oferă. Femeia asta îți va iubi ție copiii cum o iubește Doamna, Teodora. Doamna, vă rog frumos să nu vă mai certați. Nu puteți să vorbiți așa despre mine. Eu iubesc foarte mult copiii. Dumneavoastră nu știți povestea vieții mele. Să știți că și eu am fost căsătorită 5 ani de zile. Eu nu pot să fac copii. Am avut un bărbat foarte potent financiar. M-a dus prin Turcia, m-a dus în America, m-a dus peste tot. Am făcut o grămadă de tratamente ca să pot să fac copii și nu pot. Și iubesc copiii, pentru că îl iubesc și pe Cosmin. Și în momentul când îl iubesc pe Cosmin, îl iubesc și copiii. Și ce te-ai gândit tu acum că vrei copii gata crescuți? Nu! Învață să crești copii. Nu ai putut asta să faci copii. Asta fac. La eu iubesc copiii, să știți, eu iubesc foarte mult. Nu le este rușine să vorbească așa cu Cristina?
Păi fosta mea soție nu va fi niciodată la nivelul iubitei mele. Vă rog frumos să nu mai mă judecați, că eu nu am avut o viață foarte bună. Eu am suferit, eu din cauza că nu am putut să fac copii, am avut numai decepții în dragoste. Eu iubesc copii și lăsați-mă pe mine, că știu foarte bine adevărul care a fost între Cosmin și cu Teodora. Adică, știu eu tot adevărul despre ce s-a întâmplat între ei. Ce adevăr știe? Spune mama adevărul, spune-i să afle și ea. Îți explic eu cum stă adevărul. În primul an totul e roz și frumos. El îți spune tot ce vrei și ți-aduce și luna după cer. După care își dă seama cât de mult a cheltuit cu tine și începe și zice: când speli vasele, să le speli mai repede că se consumă apa. Când vrei să faci baie, trebuie să faci mai repede că se consumă apa. Sau când vrei să citești o poveste copiilor, ți-am mai zis eu ție, știi ce greu e să citești o poveste copiilor la lanternă? Aberații, astea sunt numai nu aberații sunt niște și niște minciuni. Ba da, sunt. Cum poți să demonstrezi tu lucrul ăsta? Eu îmi iubesc copii. E momentul copiii. Să spunem adevărul. Da. Copiii. Poți să-i întreb pe copii cât am stat aici în casă, cum le-am citit eu povești și cum și-au făcut ei lecțiile. Nu poți să-i supun copiilor la așa ceva. Cum puteți să supuneți copiii unui test atât de dramatic? Păi eu întreabă-l pe el, nu pe mine. Nu eu am făcut lucrurile astea. Voi eu de ce părinți? Crezi că am plecat? Eu sunt părinte și am încercat să fac lucrurile să funcționeze. Dar cu omul ăsta nu se poate. Eu ți-am mai spus ție, ai frigiderul plin. Ce mănânci tu zi de zi? Te-ai uitat și tu? Ai voie să mănânci orice? Nu! Astăzi trebuie să mâncăm aia, mâine legume, poi mâine lapte, poi mâine carne. Auzi, lasă mâncarea asta! Tu ce vrei de fapt? Ce cauți tu în viețile noastre? Asta ce caut în viețile? Da. Caut în viața ta! Vrei să-ți vezi copii? Poți să vii oricând să-i vezi în casa asta și omule, cu asta copiii asta, da? Mei nu vor mai ajunge la tine. Ba da, vor având ajunge. Având în vedere filmările și ce-i am vorbit deja cu avocați și cu așa? Judecători, totul. Toți copiii vor rămâne la mine, crede-mă, copiii sunt ai mei și vor rămâne vrei la mine pentru lucru? Că tu nu ești decât un tată mincinos care nu știi decât să denigrezi pe mama copiilor banii tăi. Banii pe care îi am eu vor cumpăra nu te toți vor avocații ajuta tăi și tot ce ai banii tu, pentru că nu cumpără sentimente, banii nu cumpără copii, copiii nu se cumpără de la eu piață. Eu iubesc copiii, da? Iubesc dacă mai iubești, mult ca orice pe lumea asta. Ocupă-te să-i crești. Da, îi da? Cresc. Vor nu fi, așa, vor rămâne aici. Ți se pare normal ca un copil de 8 ani să aibă un telefon atât de scump? Dar ți se pare normal ca copiii să vină la mamă și să nu aibă ce să mănânce? Ți se pare ție că nu au ce să mănânce? Ai venit tu la mine acasă și au venit copiii la voi acasă și au zis: mami, mi-e foame, Cristina, dăm să mănâncă, mama m-a ținut nebucată de două zile. Eu nu am ce să caut la tine în casă, doar mă interesează binele copiilor și atât. A venit copilul meu vreodată la tine să zică: Cristina, mi-e foame că mama mă ține nemâncată de câteva zile? Nu, copiii au venit și au spus că nu au mâncat la mami și că le e foame. De asta îi învățați voi. Asta îi învățați voi. Nu e adevărat, eu nu am învățat copiii absolut nimic. Nu puteți să mă acuzați de așa ceva. Eu Cristina, am avut grijă de copii. Cristina. Foarte mare grijă de copii. Eu nu am învățat copiii să mintă în absolut nimic. Ce spun femeile astea aici? Să fie adevărat? Nu știu ce să cred. Cosmin, gândește-te, deja sunteți divorțați. Voi ce vreți să faceți din copiii ăștia? Deja sunt traumatizați. Tu vrei copiii să o faci pe femeia asta fericită? Copiii ăștia nu sunt fericiți decât lângă mama lor. Chiar nu înțelegi? Banii nu cumpără fericirea? Spune adevărul și ei. Spune motivul pentru care Teodora a băgat divorț. Cât să stea sub papucul tău? Să-i dai să mănânce cu porția? Să-i dai voie la televizor cu porția? Să aprindă lumina cu porția? Să mănânce numai ce crezi tu că e bun? Cât crezi tu că mai suporta? A suportat 8 ani. Spune-i și ei ce fel de om ești. Ce fel de om sunt? Ce fel de om sunt? Ia, ce fel de om sunt? Că i-am oferit totul pe tavă și am dus-o în vacanțe și peste tot. Până la urmă, ce căutați în casa mea? Ce căutați aici? Adevărul. Ce căutați în viața mea? Adevărul, Cosmin. Adevărul? Adevărul. Ăsta este adevărul. Fata dumneavoastră n-are ce căuta aici, dar noi suntem o familie fericită. Eu, care Mihai, familie? Eu, împreună cu Mihai, cu Angi și cu Cristina. Voi nu sunteți o familie. Cosmin, voi nu sunteți o familie și nici nu o să mai fiți vreodată o familie. Crezi că toate jucăriile astea din casa asta o să îți aducă copiii aproape de tine? Nu, poate azi, poate mâine, dar poi mine copiii tăi nu vor mai avea nevoie de ele și vor avea nevoie de alte lucruri pe care tu nu știi, nici măcar nu știi ce sunt alea, sentimente. Sentimente și iubire. Crede-mă da? Că știu mult mai multe decât știi tu. Nu are rost să mai discutăm, o să vezi tu. Unde te duci? Ești din casa mea, unde te duci? Doamne, nu pot să cred. Dacă este adevărat ce spun femeile astea, din nou am căzut în capcana unui bărbat.
Fii atentă, tot ce a spus fiica mea a fost adevărat. Omul ăsta nu e decât un avar, sclava lui vei fi. Nu vei știa altceva decât să-i cerșești un leu de o cafea. Vei sta numai la cratiță, vei sta numai la mătură. Altă fericire nu vei avea. Tu crezi că Teodora de bine a plecat de acasă? De bine a plecat cu doi copii după ea? Gândește-te, fetiță, fă-ți bagajele când mai ai timp să nu regreți. Și copiii ăștia nu vor sta la Cosmin. Am acceptat să le primesc astăzi în casa mea pe fosta soție și fosta soacră, crezând că îmi voi recupera copiii. Dar nu mai au ce căuta aici. Ți-am zis să ieși din casă. Din casă? Da. Din casă. Uite, am venit să-ți arăt. Asta crezi tu că le aduce fericire copiilor noștri? Nu! Copiii tăi îți convine să doarmă cu ăștia? Nu, copiii trebuie să doarmă cu tine în pat. Tu să-i ții în brațe, tu să le zici o poveste de noapte bună. Nu cu plușuri, nu cu jucării. De unde știi tu că nu dorm cu mine în pat? De unde știi tu că nu am eu pentru grijă de ei? Pentru că mi-au spus. Ce ți-au spus? Ce, i-am întrebat ce fac la tine acasă, da? Și mi-au spus ce fac la tine acasă. Și ți se pare normal? În fond sunt niște copii, pot m-au spune întrebat, multe. Mami, dar tati, de ce nu ne spune și nouă o poveste? Și i-am spus, tati nu prea are timp de povești, da? Credeți că mi-am dorit lucrul ăsta? Oricum eu l-am cunoscut pe Cosmin după ce a divorțat. Eu nu am nicio legătură cu treaba asta. Da, atunci pentru ce le cumperi cadouri copiilor? Îi iei în brațe, le spui că iubești? Pentru că îi iubesc, îi iubesc. Eu îmi doresc foarte mult copii. Dar draga și nu mea. Pot. Și faptul că îl iubesc pe Cosmin, iubesc și copiii enorm de mult. Draga mea, sunt atâția bărbați divorțați. Cu copii? Cu copii, da. Caută-ți alții. Îmi pare rău, dar îl iubesc pe Cosmin. Ai să regreți. Dar atât adică cât îl iubesc pe și Cosmin, Teodora, iubesc și copii. Și Teodora l-a iubit. Copiii n-ai tu nicio treabă cu ei. Tu nu poți să ții la copii cum ține Teodora. Tu nu știi ce înseamnă să fii mamă. Tu nu ai sentimente materne. Ai purtat în pântec vreun copil, ai adevărat, nu vă permit să mă judecați în halul ăsta. Nu știți ce e sufletul meu, faptul că nu pot să am un copil. Dar asta nu vă dă dreptul să spuneți că nu știu să iubesc un copil. Nu. Nu. Copiii în casa asta nu vor mai intra. Niciodată. Avem filmarea, avem documente. Copiii aici nu vor intra. Vor sta acolo, în apartamentul ăla mic cu două camere, unde au fericire și trăiesc copilărie. Aici, închisoare. Tu știi despre copii numai ce ți-a spus Cosmin, nu purul adevăr. Aici, acum a ieșit adevărul la suprafață. Ce fel de tată este Cosmin și ce fel de viață a dus fiica mea și copiii. Ei acum își trăiesc copilăria, de un an de zile de când au plecat de aici. Cum este soacra mea, așa este și fosta nevastă. Două țațe. Bine că am scăpat de gura lor. De ce faci toate astea? Explică-mi și mie. De ce mă pui pe mine în postura asta? De ce înveți copiii atâtea răutăți despre mine? Ce vină am eu? Cu ce ți-am greșit eu? Pentru că, hai să spun de ce, da? Eu după ce am divorțat de tine, da? Eu am rămas singur în casa asta, singur între toți pereții ăștia, da? Nu am avut pe nimeni lângă mine, nu am avut pe nimeni care să-mi spună un lucru frumos sau ceva. Singura care a fost lângă mine după ce m-am despărțit de tine a fost Cristina, da? Și ea mi-a oferit totul. M-am săturat să fiu singur. Tocmai de asta vreau și eu să am familia mea, vreau să fiu lângă copii. Ai avut o familie. Ai avut o familie, Cosmin, și ți-am spus de nenumărate ori ce ai greșit și te-am rugat să te schimbi, te-am rugat să înțelegi, te-am rugat să înțelegi că ei sunt copii, te-am rugat să înțelegi că eu sunt om. Și că am nevoi, la fel ca și copiii tăi. Ce om, m-am săturat de certurile tale. Uite-te la tine, tu nu ai știut decât să te cerți în relația asta. Nu ai făcut ceva, nu știu, să văd și eu de la tine că vine ceva. Că nu mai ceartă, nu mai toată ziua cu gura mare. Ce relație este asta? Pentru că nu aveam cu cine să discut, da? Dacă aș fi putut să am o discuție normală cu tine, crede-mă că aș fi purtat-o. Am trăit prea mulți ani în minciună și este momentul să spun adevărul. Știi de ce am divorțat eu de tine? Știi de ce? Pentru că ești așa cum ești. Pentru că ai fost toată viața o încrezută, o îngânfată. Ai vrut tu să pari mai presus decât orice. În cazul ăsta ne vedem direct la tribunal. Te cred că ești șocată. Așa aș fi și eu în locul tău. Ia-ți inima în dinți, fetiță, și pleacă când mai ai timp. Ce-ai făcut, mamă? Lasă-mă, mamă, nu contează, gata, hai. Iară plângi. Păi el unde e? E sus, e mă sus. Mă duc eu acum după el. Tu de ce plângi acum, a? Lasă-mă, te rog frumos. Păi nu poți să te las, de ce plângi? Pune mâna și bagă la cap tot ce se întâmplă în seara asta aici, pentru că nu e normal. Ție ți se pare normal să avem astfel de acuzații unul față de celălalt? Da? Avem doi copii pe care trebuie să-i iubim și să-i respectăm și să-i creștem, să-i facem oameni. Ce faci cu zmile? Te doare capul? Ai distrus două femei, ai distrus doi copii.
Și în ceasul al 12-lea minți, spune adevărul. Ți-ai bătut joc de copilul meu, ți-ai bătut joc și de mine. Doi copii care suferă, care îi plimbați de la o casă la alta, de fata aia care stă jos și plânge și și-a pus toată încrederea în tine. Doamnă, eu v-am luat fata dumneavoastră de acolo din Pantelimon, am făcut-o doamnă, am adus-o în casa asta, a fost o femeie respectată de toți prietenii mei, de toată lumea din jur, da? Și dumneavoastră veniți în casă la mine, da? Să-mi faceți mie aici mare tam-tam. Cu ai ce respectat-o drept? Un an de zile, după un an de zile ai făcut-o sclava ta. Asta ai făcut. Ai pus-o sub apucul tău. Dacă s-a ajuns la ceea ce s-a ajuns, s-a ajuns datorită ei, nu datorită mie. Ea a vrut să se ajungă aici, nu eu. Înțelege, Cosmin nu ți-a arătat ție decât ce a vrut el să-ți arate. Ți-am spus lucrul ăsta. S-a comportat bine cu copiii. S-a comportat bine cu copiii. Tu nu știi cum s-a comportat el până să plec cu copiii din casă. El face lucrurile astea de frică pentru că pierde copiii. Știe că pierde teren și încearcă să-i cumpere cu bani. Tot ce nu a cheltuit el cu copiii ăștia în ultimii 8 ani, cheltuie acum cu ei, da? A venit copilul și mi-a spus, mi-a luat un telefon. Dar de ce nu mă lasă să mi-l iau acasă? Un cadou se face numai pentru o parte de familie sau se face pentru totdeauna? Cristina, crede-mă că nu am nimic personal cu tine, decât faptul că ai făcut o coaliție cu el. Poate să zicem că... Eu nu am făcut, eu am vrut doar să iubesc copiii și atât. Măi, fată, tu nu înțelegi că tot ce spune bărbatul ăsta te minte? Tot ce ți-a spus până acum au fost numai minciuni. Dragostea nu ține de foame, nu ține de căldură. Banii, banii ți-aduc fericirea, banii te ajută să devii cineva. Tu ți-ai bătut joc de ea. Eu nu știu cum a suportat 8 ani de zile. Eu, dacă eram în locul ei, nu stăteam cu tine un minut, mă. Un minut nu stăteam. Nu, greșeala mea... Să-mi ții tu mie socoteala la fiecare bănuț? Păi ce, sunt sclava ta? Dacă eram atât de fericită, aș fi rămas aici, în casă. Dar n-am plecat de bine aici. Era un coșmar să trăiești în casă alături de Cosmin. Când erau copiii aici în casă, nu dădea doi bani pe ei. Nu-l interesa ce fac copiii, dacă au mâncat, dacă... Îl interesa dacă au mâncat, că îl interesa să vadă ce au mâncat, să nu mănânce prea mult. Da? Nu-l interesa pe el ce fac copiii și ce nevoie au într-adevăr acești copii. Gândește-te! Îți face poftele acum. După ce ai semnat actele la căsătorie, nu mai e așa, nu o să mai fie așa. Îți garantez, așa a fost și cu mine la început. Măi, fată, tu nu înțelegi că tot ce spune bărbatul ăsta te minte? Tot ce ți-a spus până acum au fost numai minciuni. Cristina, crede-mă că nu am nimic personal cu tine, decât faptul că ai făcut o coaliție cu el. Poate să zicem că... Eu nu am făcut, eu am vrut doar să iubesc copiii și atât. Cristina, te înțeleg, îți înțeleg problemele, da? Am văzut care e adevărul, dar crede-mă că... Felul în care am trăit eu aici în casa asta în ultimii 8 ani de zile, gândește-te că eu când m-am căsătorit, la fel ca tine arătam, da? Eram frumoasă, eram tot ce vrei, eram nevasta ideală. Și acum uite cum am ajuns, pe stres, pe nervi, pe tot ce vrei. E un om misogin, e un om care are nevoie să controleze tot, să țină femeia sub papuc. Are nevoie de sclave, da? Asta îți dorești să ajungi? Mi-e greu să cred așa ceva. Mi-e foarte greu să cred că ăsta este un adevăr și că el tot timpul ăsta m-a mințit. Dragostea nu ține de foame, nu ține de căldură. Banii, banii ți-aduc fericirea. Banii te ajută să devii cineva. Tu ți-ai bătut joc de ea. Eu nu știu cum a suportat 8 ani de zile. Eu, dacă eram în locul ei, nu stăteam cu tine un minut, mă. Un minut nu stăteam. Nu, greșeala mea... Să-mi ții tu mie socoteala la fiecare bănuț? Păi ce, sunt sclava ta? Greșeala mea cea mai mare știți care a fost? Greșeala ta cea mai mare e că ești un mincinos, un avar, un tată denaturat care nu se gândește la copiii lui. Auziți, doamnă, ce-ar fi mai bine dumneavoastră să plecați din casa mea? Mă, oricum plecă, da? Nu-mi face plăcere să stau de vorbă cu tine. Chiar mi-e greață. E, tocmai dar măcar la 12-lea ceas... Recunoaște adevărul că tu ai dus la tot dezastrul ăsta. Vă rog frumos, uite cât tupeu au. În casa mea vin să mă judece ele pe mine. Lasă că am să le arăt eu lor.
Hai, mamă, hai să mergem, că nu mai avem ce să căutăm aici. Lasă-o să sufere și ea cât ai suferit tu. O să suferă. Hai să mergem. Singurul lucru care vreau să-l mai zic este că ne vedem în instanță, da? Copiii noștri nu o să mai intre în casa asta. Am avut numai dezamăgiri în dragoste. Am crezut că de data aceasta o să am noroc cu Cosmin alături. Zic, Cosmin, e adevărat ce mi-au zis femeile astea despre tine? Am judecat-o greșit pe Teodora. Până la urmă, ea este o mamă foarte bună. Îți miți copiii? Îți miți soția? Este adevărat că le ții o cuteala la tot ce mâncau? La pe tot ce cheltuiau banii? Zi, e adevărat? Deci e adevărat. Pentru că și tăcerea e un răspuns. Eu am crezut că tu îți iubești copiii. Eu am vrut să-ți fiu alături în instanță. Eu am crezut că le vrei binele copiilor tăi. Și tu ce faci? Îți iubesc eu mai mult copiii decât tu? E treaba ta, să știi că tu o să rămâi până la urmă singur. Eu nu mai stau în casa asta, în secunda asta eu îmi fac bagajele. Cristina, te rog, nu pleca și tu. Copiii au nevoie de condiții bune, au nevoie de jucării, de activități, de bani. Dar cel mai important, au nevoie să fie iubiți cu adevărat și educați. Au nevoie să li se insufle adevărate valori și principii ca să devină oameni puternici și corecți, oameni care să nu repete greșelile părinților. Teodora a dovedit din plin că este o mamă adevărată și că din puținul ei îi va crește frumos pe copii. Cosmin rămâne cu casa, cu banii și cu sufletul gol. Știți de ce? Pentru că dreptatea și adevărul nu se demodează niciodată. Sunt Ernest și vă dau o întâlnire mâine, la aceeași oră, la o nouă emisiune despre adevăr. Retrageți plângerea, cum poți să îi faci așa ceva? Îți dai seama că va intra la pușcărie copilul ăsta? Să vină poliția, să-i pună cătușele, să stea și el o noapte pe arest, să vadă cum e? Nu mai pot să faci așa, te-am hrănit, te-am ajutat. Am nevoie de bani! Am nevoie de bani! Ce bani? Și muncești nu dacă ai nevoie de bani! Te dai la turta? Și bate joc de mine? Las că vede el. Hai mă, fugi că stai nebun, fugi! Iar stai mă pe telefon. Da, eu n-am chef de muncă, bine, doar spatele, eu vreau să stau pe Facebook. Gata, până aici, mi-a ajuns să vă țin în cârcă pe toți. E viața grea, frate, brânză-i pe bani. Muncesc în fiecare zi de dimineață până seară, de luni până duminică. Nu am timp liber, nu mi-am mai luat vacanță de 3 ani de zile ca să vă dau vouă bani.